Sunt foarte fericit, era cazul să sparg și eu gheața, am avut ocazia aproape în fiecare meci, dar n-am reușit să marchez. Sunt foarte bucuros că în sfârșit am reușit să dau primul meu gol în campionat. Aici la, am mai dat în cupă două, dar în campionat e primul gol aici la Sibiu. Cum a fost meciul ăsta? Ai gândit de pe bancă prin mare priză? Da, mie... S-a apărat foarte bine, a jucat destul de bine și apoi a doua repriză cu tine în teren, Sibiu l-a arătat în primul. Da, și în prima repriză cred că am făcut o repriză bună, a avut, mi se pare, ocazie și din aia a ieșit golul. Cred că am fost și în prima repriză peste ei. Și în a doua ne-au intrat și golurile și încet am mers peste ei. Știai că o să intre? Adică știai... Păi da, mă gândeam că de obicei 60, intră unul, iese celălalt dintre underi, că am doi underi care joacă. E un rezultat care vă readuce cumva, să spunem, moralul, pentru că nici nu mai câștiga să răți de ceva vreme. Ce înseamnă, în primul rând, așa, pe parcursul acestui început încă de sezon în această victorie? Mai ales în fața unei vecine de clasă. Vă dați seama că prindem încredere cu victoria asta, chiar dacă n-am câștigat, dar n-am pierdut de câteva meciuri și acum, vă dați seama, moralul este mai bun după această victorie. Pe CSV, mă ajută. Da, sperăm că o să... Noi credem și sperăm că o să legăm încă o victorie. Mulțumesc. Și în ultimul rând vreau să dedic golul acesta unui prieten bun, care, din păcate, nu mai e printre noi. Și... Te rog, spune și numele. Pentru Adrian Lucaciu. Este adevărat, am început un pic mai greu meciul, ne-au dat și gol, dar după pauză am reușit să reglăm anumite lucruri și am revenit și... Eu zic că am făcut un meci foarte bun, mai ales a doua repriză. Drept și scor de pe tabelă. Sunt cumva că rezultatul ăsta, nu știu, un nou început pentru voi, ok, n-ați pierdut, dar nici nu mai câștigați, dacă nu știu, de patru etape, aveți nevoie, în primul rând, de o victorie, mai ales că, din ce știu, urmează o perioadă foarte, foarte aglomerată. Da, este o victorie foarte importantă pentru noi, știam că avem mare nevoie, avem nevoie de puncte și la fiecare meci trebuie să intrăm, să dăm totul și să luăm toate punctele. Așa e la fotbal, să dorești să câștigi fiecare meci. Cum e pentru tine revenirea asta la Sibiu, că n-am apucat să vorbim până acum, tu aparții de CFR, dar în siguranță a portat faptul că tu ai mai fost aici. Bine adevărat, într-o perioadă mult mai complicată decât asta, adică acum mă pare mult mai bine totul, nu? Da, s-a schimbat mult de când am fost eu aici, nu era nici stadion când am jucat aici, este altceva. Da, și atunci, aveați probleme financiare, ținuite? Da, n-au fost diverse probleme, dar acum clubul este foarte bine din toate punctele de vedere. Mă bucur foarte mult că am revenit unde sunt iubit și sper să-mi fac treaba cât mai bine în continuare. Tocmai pentru că ai văzut cum e și mai rău, simți cumva că echipa asta este capabilă de o performanță mai bună decât în sezonul trecut? Normal că este capabilă de o performanță mult mai bună. Și anul trecut a fost acea problemă când le-a luat punctele, că dacă nu le lua acele puncte, eu zic că aveau șanse mari să prindă play-off. Mi-aș dori să fim mult mai atenți, pentru că, repet, ce am spus și la flash-uri, luăm gol. Eram sezonul trecut o echipă care era greu de bătut, o echipă care primea goluri foarte greu. Din păcate, luăm cam meci de meci gol și nu pot să spun că sunt faze construite, dar până la urmă ăsta ar fi meritul adversarului, însă noi știm ce avem de făcut și de multe ori nu facem, adică nu facem efortul acela de a coborâ pe o zonă pe care trebuie să fiu acolo 10 metri, 15 metri și pe urmă plâng. Îmi pare rău că n-am făcut acei metri. Dar repet, asta am reglat la pauză și mă bucur că au înțeles și au dat totul și am câștigat 3 puncte mari. Am spus că sezonul trecut era mai umili, nu dădeam la o parte de la munca de jos. De data asta, poate datorită jocului, multe meciuri, jocului bun, se vede o identitate. Mulți dintre ei privesc lucrurile mult mai ofensiv. Știu că publicul ar vrea să aduci mereu mulți jucători în careu, să marchezi multe goluri, dar din păcate sunt momente în care adversarul poate crea superioritate dacă jucătorii care trebuie să coboare și să dubleze nu o fac. Asta le-am spus, că trebuie să nu ne dăm la partea la munca de jos, pentru că în primul rând trebuie să facem asta și atunci vom fi răsplătiți. Și mă bucur că într-adevăr au ieșit cu atitudine, cum spuneam mai devreme, și au tot rezultatul, zic eu, meritat. Ați reușit
lipsa lui Minnesota? Da, Minnesota este un jucător exponențial. Chiar poate putem spune că suntem dependenți de el, dar mă bucur și Bețe și Bețe, Biceanu. Da, așa îi spunem noi, Bețe și Baba au făcut un joc foarte bun la mijlocul terenului. Da, acum așa se întâmplă, vin suspendări, vin, Doamne ferește, nu-mi doresc, dar pot apărea accentări. Toți cei care vor intra trebuie să dea totul. Mă bucur și pentru Petrișor, pentru că a intrat jucând mai puțin și a marcat. Dragoș Iancu, care a intrat foarte bine. Aici am suferit puțin în prima repriză și la Jipa, pentru că a greșit foarte multe mingi, n-are încredere în el, din păcate noi asta tot încercăm să le dăm anderilor încredere, pentru că ne bazăm pe ei și este normal, dar mă bucur pentru Dragoș că a intrat foarte bine și s-a văzut asta. Foarte acum program relativ încărcat și corespanța cu Steaua, alea campionată și mă fără. Da, am tot vorbit în toată această perioadă până la acest meci, că vom avea o perioadă grea de 2 săptămâni, 5 jocuri cu această restanță. La fel, între două meciuri va veni și jocul cu Sepsi din prima etapă în Cupa României. Până la urmă, trebuie să te-ai făcut fotbalist, să joci fotbal. Sunt meciuri, într-adevăr, diferența între jocuri este destul de mică. Va trebui să ne refacem, va trebui să schimbăm. Sper să avem inspirație și toți cei jucătorii care au jucat poate mai puțin să fie pregătiți, pentru că este nevoie de fiecare jucător în parte. Alte întrebări? Avem mai stat pe tine, mulțumim pentru prezență.